ca să dăm să deschidă. De la protecția animalilor. De ce? Bun, haideți, am închis. Gata, e închis. E închis, e închis aparatul. E domnul nici nu mai vedeți, mă. Nu mă vedeți numai pe mine, pe domnul. Domnule, nu vedeți. Te-ai scris dușa, ce doriți? Dorim să vorbim cu domnul. Nu-i acasă, care a putut domnul. Ne puteți spune când vine? Nu știu, de seară. Știți că poliția îl cercetează pentru că a bătut câinele respectiv? O fost la poliție. Dumneavoastră, ce vă interesează acum? Păi ne interesează să vedem de ce au bătut câinele ăla și am înțeles că nu e prima dată când bate câini. Vom mai omorât un câine, da. Chiar așa? Da, eu așa am înțeles. Am eu am înțeles că câinele ăla a intrat în grădină și a vrut o sări la el. Și a fost în legitimă apărare. Dumneavoastră... Când îl lovește de 20 de ori cu ciocanul în cap, e legitimă apărare, spuneți dumneavoastră. Da. Eu scos un ochi și eu scos capul. Dar de unde știți dumneavoastră? Păi pentru că am văzut câinele, am raportul medical al medicului veterinar. Și așa da. Exact, așa au spus. Nu știu de câte ori l-au lovit, poate nu de 20 de ori, dar nu cred că asta contează. Când eu scos un ochi câinelui, eu spart capul și l-o băgat... Și dacă îl mușca și îl mânca, ce-i făcea? Dar puteți să-mi arătați dacă l-a mușcat pe domnul? Dacă l-a mușcat, pe domnul înseamnă că are o urmă. Dar dacă l-a mușcat. Dar nu contează dacă l-a mușcat. Stați-mă un pic cu dacă l-a mușcat. L-a mușcat, nu l-a mușcat. Dar nu are niciun fel de urmă. Și am făcut-o că l-a mușcat. Și pentru aia ce a făcut-o? Plătit la spital? Să-mi arate pentru medicamente și... Să-mi arate pentru medicamente și... Că nu cred că l-a mușcat niciun fel de urmă. Nu știu neapărat să meargă la doctor, dar să meargă la poliție, să vorbească cu ei și vreau să vorbesc și eu cu ei, să nu se mai întâmple chestii de genul ăsta. Da, sunt și să mă vă spun eu. O omorât un câine până acum și pe celălalt l-a băgat în spital. E a doua oară când se întâmplă chestia asta. Câine l-a omorât, domnule, ați văzut dumneavoastră? Da, avem martor care l-a văzut pe dânsul când a mai omorât un câine. Doamne, nu mă lăsa, acum auzim. N-am nicio problemă, lăsați că o să mă duc eu la toți locatarii și am să întreb în tot cartierul să vedem cine l-a văzut pe soțul meu că a omorât vreun câine. Să vedem. Și cum puteți să scoateți așa, asemenea, porcării? Eu vă spun ce am aflat din oamenii din cartier. Nu, domnule, nu, nici un bine. Mergeți și vă vedeți dumneavoastră de serviciu dumneavoastră. Păi ăsta e serviciul meu. Ăsta e serviciul meu, să fiu sigur că nu se mai întâmplă lucruri de genul ăsta. Soțul meu nu e acasă și când vine am să-i spun. Vă rog, vă să-i spune și să spuneți că o să mai caut încă o dată și o să ne mai întâlnim din nou la poliție. Până nu o să se mai întâmplă lucruri de genul ăsta. Da, puteți întâlni, da. Bine, mulțumesc frumos. La revedere.